Deținuții închisorilor comuniste care și-au găsit sfârșitul la Jilava s-ar fi minunat astăzi când, între zidurile groase, s-au auzit imnurile religioase prin care a fost omagiat Vladimir Ghica. Arestate, comuniști obligați să-și lepede credința. Demostene Andreescu a stat în celulă cu monseniorul în ultimele lui săptămâni de viață. Era resemnat, era foarte demn, nu s-a văitat niciodată, deși înghițea vaitele ca să nu deranjeze pe cei din jur. A fost condamnat 3 ani pentru că a dus corespondență la Vatican, n-a reușit să-i facă, bine avea și 80 de ani pentru că a fost bătut în fiecare zi. Rudele monseniorului au vizitat astăzi pentru prima dată închisoarea în care a murit Ghica și au fost impresionate. A trăit în niște condiții oribile și îmi pare foarte rău că a trebuit să trăiască în acest fel. Tatăl meu în 68 a venit cu o mătușă de-a mea. A fost, osemintele au fost exumate și au fost îngropate în cavul familiei. Monseniorul Ghica s-a născut prinț, dar a ales să devină preot. A dus o viață de sfânt, îngrijind răniții de război, bolnavi și săraci. A fost și un important om de cultură. Mama l-a cunoscut, era copil și spunea că era într-o chipare a lui Moș Crăciun, că ea așa îl vedea, că era așa de blând și de bun și radia fericire. Odată cu omagiul adus monseniorului la Jilava, s-a inaugurat memorialul dedicat tuturor celor care au fost uciși în chinuri la Jilava și a căror trupuri nu au mai fost descoperite. Autoritățile l-au omagiat și la monumentul său, aflat la doar 2 pași de primul spital de caritate pe care monseniorul l-a deschis în capitală. Mâine, Vladimir Ghica va fi beatificat de Biserica Catolică.